This is more than not. Votată, pentru că doar așa pot schimba o lege și abia
che avrà ulteriore usanza attiva, non c'è caso, mandato in Donald Trump, limitare la presenza annuale di monate, expiro per data del 21 ianuarie, hanno di 12 ianuarie, insomma, hanno loro di loro. Ascoltato che mandato in Donald Trump, expiro și mandato il vicepreședintele Mike Pence. Deci, practic, dacă nu s-ar face alegeri, să spunem că acest scenariu devine posibil, în mod normal, conform legii americane, s-ar activa ceea ce se cheamă linia prezidențială. E, practic, o lege care se aplică și la noi. Ceva care spune, dacă președintele nu mai este disponibil, urmează în următorul, în linia ierarhică, respectiv vicepreședintele, apoi reprezentantul Camerei Deputaților, care ar fi Nancy Pelosi, dar și mandatul Nancy Pelosi expiră în decembrie anul acesta, deci n-ar mai fi în funcție în ianuarie. Asta înseamnă că un posibil președinte, dacă nu s-ar susține alegerile anul acesta pe 3 noiembrie în Statele Unite, ar fi un